Directorul Direcției pentru Agricultură Gorj, Dan Tănăsescu, afirmă că din cele 200 de hectare afectate de inundații, doar 40 de hectare au fost semănate cu cereale. Restul sunt terenuri agricole care au fost pregătite pentru primăvară. Inundațiile s-au produs în aceeași zonă din Samarinești, unde în acest an s-au mai produs de 4 ori deversări ale râului Motru. Din păcate, în ultima săptămână, la nivelul județului nostru, au căzut precipitații în jur de 130 de litri pe metru pătrat. Din păcate, spuneam și acum, pe aproximativ 200 de hectare acolo, s-a revărsat motrul, dar numai 40 de hectare au fost cu grâu, celelalte arate, deci nesemănate, pentru că aceste terenuri au fost cultivate cu porumb și au fost eliberat terenul și pregătit pentru primăvară. Pentru a ajuta pe oamenii ale căror culturi sunt distruse de ape sau alte calamități naturale, DADR a cerut sprijinul Ministerului Agriculturii. Oamenii care își depun dosare la Direcția pentru Agricultură vor primi un ajutor de minimis. Până acum, doar 23 de producători agricoli au depus dosare complete, însă nici aceștia nu și-au primit încă banii. Ați văzut că și anul acesta și noi, direcțiile agricole, având atâtea probleme, fiind un an foarte dificil în acest sens, cu precipitații multe, am avut intervenții la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ați văzut că s-au alocat niște bani pentru sub formă de ajutoare de minimis pentru cetățenii, pentru producătorii agricoli din comunele afectate. Dan Tănăsescu, directorul DADR, îi sfătuiește pe producătorii agricoli din zonele predispuse la inundații să facă șanțuri pentru scurgerea mai rapidă a apelor. Totodată îi roagă să întocmească la timp procesele verbale de constatare a pagubelor.